Băieții pregătiți de Ramona Ștefan au încheiat turneul cu un bilanț de 4 victorii și o înfrângere, toate meciurile dovedindu-se repetiții extrem de utile în perspectiva noului sezon competițional. În prima fază a competiției, CSM Ploiești a trecut în grupa B de tricolorul Breaza, scor 44-27, și CSS Călăraș, scor 39-26, dar a cedat în fața celor de la CSS Steaua cu 29-26. Apoi a jucat semifinala 1 în compania câștigătoarei grupei A, Concordia Chiajna, reușind să se impună clar cu 40-33. A urmat finala turneului dintre CSM Ploiești și CSS Steaua, soldată cu o victorie a galben-albaștrilor după prelungiri, 30-26. La finalul săptămânii viitoare, la Buftea, va avea loc Olympic Summer Cup, competiția feminină, urmând să fie onorată cu prezența de echipa de junioare 3 CSM Ploiești, antrenată de Leonard Cristescu.